Am găsit, da, vine lumea la sală pentru că după mesele copioase de Crăciun, mulți vin aici pentru a da jos kilogramele acumulate în aceste zile de sărbători, când toată lumea mănâncă sarmale, friptură și tot felul de bunătăți. O să l-am alături de mine pe Andrei, este instructor personal. Bună ziua! Bună ziua, bine ați venit! Ce le recomand celor care vin la sală să facă în aceste zile ca să dea jos kilograme? Gata, primul var de sărbători a trecut, de tentații, și acum corpul are nevoie de o refacere. Am aici o clientă pe Dana. A venit să se întrețină. Începem exerciții atât cardio cât și multifuncționale, care se implice atât trenul inferior cât și superior. Ajută la accelerarea metabolismului cât și la tonifierea masei musculare. La îndreptări? Bun. În general, problemele domnișoarelor, ca să zic așa, de sărbători, este în felul următor. Celulita și retenția de apă pe care o au. Aceste îndreptări ajută foarte mult trenul inferior, ajută paravertebralii, deși trenul superior. Dacă facem câte 10-15 repetări a 4-5 serii, din start vom avea o altă formă a corpului și o să ne încadrăm într-o rochie tot mai bună de anul nou. Ce altceva le mai recomanzi? Genoflexiuni cu smulgere. O să facem 6 repetări. Okay. Acum lucrăm, după cum ți-am explicat mai devreme, și trenul inferior și trenul superior. De din asta lucrează brațele, abdomenul și picioarele și fesierii. Da, e un exercițiu care îl recomand pentru domnișoare, special ca să se pună în tonus. Trecem la abdomen. Ce ne recomand să mâncăm de Revelion, astfel încât să ne păstrăm silueta și să ne încadrăm în kilogramele pe care le-am avut până acum? De Revelion, sincer, recomand, nu am să fiu un tiran să zic nu mâncați, dar o să fim cumpătați, asta este ideea de bază, și în general să facem pauze între mese. Dacă am mâncat o fripturică, să zic, la 1:00, întotdeauna să măresc cantitatea de salată, ca să am și fibre și semințe în salată, fac o pauză de o oră, două, și după care pot să degust din nou. Și neapărat a doua zi trebuie să încercăm puțină homeopatie, luăm niște magneziu, niște fresh-uri cu chimbir, cu lămâie, absolut orice ne accelerează nouă metabolismul. Am văzut că sunt și bărbați la sală, au venit aici, pentru ei este mai ușor? Nu este mai ușor pentru bărbați, deoarece bărbații în general fac excese mai rău decât domnișoarele de acasă, dar ei au venit pregătiți pentru abdomen, spate, brațe și mai ales bandă, exact ce explicam. Așadar, este bine, iată, să aveți grijă de sărbători cum mâncați, mai ales că se apropie Revelionul, să nu mâncați tot ce este pe masă, ci să fiți mai calculați la ceea ce înseamnă calorii și mâncare. Așadar, după sărbători, însă sunt sălile din nou deschise. Dacă veți pune câteva kilograme în plus, sunt instructori personali care vă ajută și astfel veți da tot ceea ce ați acumulat în perioada aceasta, veți da jos.